Prima dată pe Nisia, vă rog, că a fost aici. Ce-o povestit Anisia? O povestit chestii. O povestit de toate. O vorbit un pic și despre Sunt Celebru, scoate-mă de aici, nu? Da. Nu, vreau să vă vorbesc un pic și eu despre Sunt Celebru, din perspectiva mea, că și pentru mine a fost foarte greu să stau acasă, mă doar în cur. Mă uitam la ea cum stă și, Doamne, ce greu o duc cu niferească, Dumnezeu. Ăștia mănâncă șobolani, eu beau berrici. Nu e greu. Care v-ați uitat la emisiunea aia? V-ați uitat? Întrebare, dar sinceră. Când ați aflat că Anisia participă la concursul ăla, vă așteptați ca ea să câștige? Nu. Nu, nu? Nu sunt eu nebun. Că nici eu nu mă așteptam. Între noi fi vorba, am crezut că pleacă prima din concurs. Da, și... Când o chema Măruță după ce a câștigat concursul Anisia. Și mă întreabă Măruță, și Serghei, fii sincer, te așteptai ca Anisia să câștige, nu? Și am fost sincer și am zis, nu. Și el foarte surprins, ei, cum nu? Zic, coaie, tu nu o cunoști. Mergi pe teren drept să-mi piedică singură. Nu o bate vântul, nu o dă nimeni jos din picioare, cad ea. Și tu mă întreb dacă mă așteptam să sară pe acolo ca Tarzan? Să piliane de 20 de metri, să facă ca toate alea? Normal că nu mă așteptam. Păi și ai zis asta? Normal că nu i-am zis. Dar ce tu ai spus, Andra, că nu știi să cânti? Smârlan, că Andra chiar știe să cânte. Dar eu am încurajat-o pe Anisia. Am dus-o la aeroport. Prima oară când a venit la mine, a venit foarte entuziasmat. Și a spus, Serghei, fii atent, particip la Sunt Celebru. Și am zis, wow, ce tari! Hai să mori. Dar am susținut-o, am dus-o la aeroport. Am spus, iubita, ne vedem peste 3 luni de zile, că eu sunt sigur că tu stai până la final. Dar în gândul meu era, mă duc acasă, aștept cu mâncare caldă. Asta în 2 zile maxim înapoi. Și după ce a intrat în concurs, n-am mai vorbit deloc cu ea 3 luni de zile. Deloc. Vorbeam din când în când cu o tipă de la ProTV cu care mai țineam legătura. Și după primele 2 săptămâni vorbesc cu tipa aia și o întreb: "Hei, bună, cum se descurcă Anisia?" Și a spune: "Băi, foarte bine." Și a spune: "Bă, nu-i nevoie să mă minți, poți fi sinceră." Și a spune: "Nu, serios, chiar foarte bine." Și eu zic: "Nu, serios, chiar nu te cred." Și a continuat: "Dar nu doar că se descurcă foarte bine, e un concurent foarte puternic care câștigă foarte multe probe. E lider de echipă." Bă, când o zis treaba asta, primul meu gând a fost, bă, asta a murit. Bine, asta a murit și acum ăștia încearcă să creeze o poveste frumoasă. Da? Era puternică, dar a mâncat-o un crocodil. Și am zis, sigur, așa este. Și după aia trec vreo 2 săptămâni și începe emisiunea să fie difuzată. Și văd primul episod, unde văd că Anisia chiar e foarte puternică. Și chiar câștigă foarte multe probe. Și chiar lider de echipă. Bă, și n-am știut ce să fac cu informația aia. Că eu nu m-am așteptat la ea. Eu am fost, nu, efectiv, nu, m-a surprins total. Mi s-a despărțit creierul în 2 zone. O parte din creierul meu, eram foarte mândru de ce vedea. Eram, Doamne, nu-mi vine să cred cât de puternic e fata asta. Eu nu mă așteptam să văd asta. Doamne, cât îți de mândru de ea. Mă și simțeam prost că nu i-am dat mai mult credit. Asta era o parte din creierul meu. Cealaltă parte era o leac mai sinceră. Era la modul, păi fută-te în gură. Deci dacă vrei, poți. Deci tu acasă te alinți. Că acolo stai într-un sicriu cu un șerpi de 10 metri și acasă ți-e frică de un cățel mic. Acolo mănânci șobolan și acasă nu-ți place omleta mea? De atunci nu mai avem discuția asta în casă. Serghei, avem un păianjen în cameră. Îl mănânci, mă doar în pulă. Da. N-ajung la rafturi, ești regina junglei, hai pa! Nimic nu mai fac! Arta mai stric de pe canapea, vezi, prăstunzi iarba. Da. Și după ce-o câștigat Anisia concursul, cei de la Cancan sau Click sau ceva, un tabloid de ăsta din mari încredere oricum, o scris un articol, Anisia Gafton, cât a încasat moldoveanca din concurs. Și o scos din cur de undeva suma, de 128.000 de euro. Zic că o scos-o din cur pentru că nu știu dacă știți, dar nu a existat premiu. Să vezi ce reacție am avut noi când am aflat. Eu am zis că mi-au maserati. Da, toată lumea a văzut articolul și toată lumea a distribuit articolul și acum toată lumea știa că Anisia a câștigat 128.000 de euro. Și practic noi avem 128.000 de euro în casă. Dar noi facem show la Târgu Mureș. Da, că Târgu Mureșul chiar e fain. Am văzut o grămadă de case faine, de blocuri de astea. Parcă arată ca în străinătate. Parcă nu-i România aici.
Nu chiar arată mișto, să-mi va bijoarele. Văzut și semnele pe care nu le înțeleg. Chiar e un oraș frumos. Dar între noi fi vorba, dacă aveam 28.000 de euro, nu eram în Târgu Mureș cu microfonul în mână. Eram în Maldive cu pula în sus. Vedeți? Și voi aplaudați la Maldive, nu la Târgu Mureș, nu? Da. Cum să... Mă suna manager, bă, hai să spun show-uri, lasă-mă că am bani de cheltuit. Trebuie să-mi cumpăr Maserati, nici nu știu ce culoare să aleg. Da. Am zis gluma asta în Bacău și era o doamnă care niștea postările de pe Facebook și a zis, da, nu v-ați luat Maserati, dar v-ați luat acasă. Ceea ce e adevărat, într-adevăr ne-am luat acasă. Dar, în primul rând, ne-am luat acasă înainte ca niște să meargă la concurs. Și în al doilea, ne-am luat acasă cu banca, cu credit. Pe câți ani? Toți. Ai zis, ca să ne înțelegem cât de sărași suntem. Oamenii care au bani și au casa cu banii jos, că au bani, da? Oamenii care au niște bani și au casa cu banii lor, plus jumate banii băncii, cu un credit pe vreo 10 ani. Oamenii care au mai puțin bani credit pe 15 ani, oamenii care au și mai puțin credit pe 20, oamenii săraci credit pe 25, oamenii foarte săraci credit pe 30. Noi am luat pe 35. Da. Aplaudați la sărăcie, să zic vreau. Eu nu știu cum dreacu mi-a dat credit pe 35, că eu nu cred că mai trăiesc încă 35 de ani. Eu cred că după 33 de ani mor și o să fie banca. Aoleu, ne pare, nu ai plătit pe toată, ți-o luăm. Ne cerim scuze, dar ai plătit doar 400.000 de euro din aia 100.000 pe care i-ai împrumutat. Putu-i în gură cu matematica lor. Și ați văzut că îți faci credit, începi cu creditul. Da, ok, deci de acum în fiecare an ai 20 de milioane pe lună. Ok, după un an de zile cu dobândă 7%, 35 de milioane. Mă, cum dracu, că eu eram prost la matematică. Voi cum ați ajuns acolo? Știu când îi dă cu virgulă calculul ăsta. Și acum mi-am mărit rata extraordinar tare și... N-am bani. Acum umblu prin țară ca să plătesc o casă în care nu stau, pentru că umblu prin țară ca să plătesc o casă. Dar e faină casa, am văzut-o în poză, e foarte... E și curat tot timpul, că n-are ce să facă mizerii, nu știu. Doar mâțile, stau trei mâți acolo. Da, și n-am bani din cauza asta pentru că mi-am mărit rata și vreau să mă plâng cu oamenilor că n-am bani și n-am cui să mă plâng că n-am bani. Că acum e foarte dubios să te plângi că n-ai bani, ați observat? Că dacă te plângi că n-ai bani, e ceva greșit cu tine. Ești tu un terminat de om sau ceva. Că dacă intri pe Instagram, toți au bani. Toți sunt în Dubai. Numai noi ca proști aici în Târgu Mureș, nu știu cum, da? Toată lumea, dacă eu intru acum pe internet, eu sunt în Dubai. Nu știu cum dracu, toți sunt bogați. Și dacă te gândești la chestia asta, voi ceva greșit dacă eu n-am bani. Că spune așa o presiune am pulea pe tine. Spui, bă, n-am cumpărat destule cursuri. De alea de vină, vrei să fii bogat? Cumpără cursul meu, ca să fiu eu bogat. Da. Și vreau să mă plâng că n-am bani și n-am cui să mă plâng că n-am bani, că dacă mă plâng prietenilor o să fie, na, îmi pare rău, dacă mă plâng în familie, o zic eu schimbă meseria și dacă mă plâng Anisia, Anisia spune, nu te mai plângi mie că n-ai bani, că eu am. Dacă vrei să te plângi cuiva că n-ai bani, du-te la un psiholog, mi-a zis. Ceea ce o sunat bine prima oară, după aia m-am gândit, da, să-mi bapul, să mă duc la unul să-i dau bani să mă plâng că n-am bani. Dar numai bine vă chem pe voi la spectacol și vă cer bani să mă plâng că n-am bani. Mulțumim că ați venit.